Reluăm lecția. Spuneam că vom face o lecție, reluăm discuția. Facem o lecție comună pentru toată lumea și mi-am amintit o situație pe care am trăit-o eu cu ani în urmă la o clasă. Deci, o doime înseamnă un întreg împărțit în două. Asta înseamnă valoarea doimei. Copii, asta înseamnă o doime. Deci o doime înseamnă segmentul ăsta. Asta înseamnă o doime. Mă gândesc să reprezint și altcumva. O doime mai este egal și cu cine? Ia să văd. Dacă voi mă puteți ajuta. Zic eu dacă o fi adevărat sau nu. Cu două pătrii. Da. E bine? Hai să le arătăm și prietenilor noștri ce înseamnă două pătrii. Adică luăm două segmente de așestea. Ia uite-te ce fac. Două segmente de așestea. Una. Două segmente. Două, da? Două. Numărătorul spune câte de așestea. Și îl împart în patru. Da. Da? Adică pe fiecare în două. Da? Pe fiecare în două. Și iată că o doime este același lucru cu cine? Câte pătrime? Dar am luat două, atenție, Daria. Am luat două segmente de aceste ca înainte, da? Da. Și împărțit în patru, înseamnă tot atât. Tot atât, da? Adică, atenție multă. Deci, o doime înseamnă tot două pătrimi. Ca și două pătrimi. Tot atât de bine pot să iau trei de întregi de aceștia. Trei întregi. Una, două, trei. Să-l împart pe fiecare în două. Și atunci apare aici o doime. Poate aș zice trei șesimi. Egal cu același lucru cu trei șesimi. Da? Trei șesimi. Din ce motiv? Deci nu este același întreg. Vreau să vă atrag atenția. Nu este același întreg ca înainte. Și să spuneți că iau îl împart în șase și iau trei. Ci am luat două dată. Da? Două segmente de acestea și le-am împărțit în patru. Și atunci o doime este același lucru cu două pătrimi. Da? Două și asta tot împărțit în patru. Două și împărțit în patru, iată, aceasta ar fi bucățica la care fac referire. Da? Acest lucru este spectaculos, pentru că în condițiile în care am o fracție de aceasta, am să am șanse ca pe ea, dacă o am sub forma două pătrimi, să o surprind ca o doime. Dacă am o doime, o pot aduce iarăși la trei șesimi sau la două pătrimi. Adică ce am făcut aici? Am mulțit cu 2 și numărătorul și numitorul. Și este același lucru. La fel am mulțit aici cu cât? L-am mulțit cu 3. 3 ori 1, 3. 3 ori 2, 6. Deci este același lucru. Acum, povestea este așa. Nu este mie de folos undeva în practică chestia asta? De ce să mă joc eu cu ideile acestea? Să pot să... Ce să fac? Să operez cu fracțiile. Așa cum sunteți în clasa a patra, obișnuiți să lucrați cu întregii, se pune problema să operăm și cu numerele fracționale, da? Și iată, haideți să ne amintim. Eu insist un pic mai mult acum, pentru că sunt Idaria aici. Aș putea trece un pic mai sus, dar Idaria și cei de-a cincea încă l-au intrat așa întregi, da? Și mi-a zis să fac o lecție pentru toată lumea. Și atunci, aș vrea să vedeți o doime plus o doime, cât înseamnă? Adică o jumătate de măr plus o jumătate de măr, un întreg. Face un întreg. Da? Deci este egal cu 1, care poate fi văzut de noi 2 pe 2, sau 3 pe 3, sau 4 pe 4, sau 5 pe 5, tot un întreg este. Iar 2-ul ăsta se scriu ca fiind 1 plus 1, supra 2. Iată, dragilor, că o doime plus o doime este egal cu 1 plus 1, totul pe 2. Deci cum se adună două fracții care au același numitor? Se scrie numitorul comun și se adună numărătorii, da? Este excelent. Când am același numitor, deci două fracții se adună așa. Când au același numitor, se scrie numitorul comun și adună numărătorii. Dar ce ne facem? Ce ne facem când avem o doime? O doime plus
O pătrime. Ei, lucrurile se complică acum. O doime plus o pătrime? Daria, Daria este... Pe primul amplificăm cu doi. Din ce motiv, Daria? Că vrei tu... A, că o doime este egal cu două pătrimi. Ia uitați, copii. O doime e egal cu două pătrimi. Și atunci pe doime asta o scriu ca două pătrimi plus o pătrime. Și ce minunat se întâmplă că două pătrimi... Iată, acum am același numitor, sunt foarte fericit. Și va fi egal cu 4. 2 și 1, 3. 3 pătrimi. Da? Deci așa se adună. De aceea e foarte șmecheră chestia asta. Trebuie să știu totdeauna când am fracții cu numitori diferiți, să fac așa fel, să ajung la fracția, plecând de la aceea, la fracție care să aibă același numitor. Concret. Ia uitați, dacă am 1 pe 3 plus 1 pe 4, n-am problemă. 1 pe 3 plus 1 pe 4. Data trecută a fost ușor, foarte ușor. De ce a fost foarte ușor? Că ați văzut repede, că mulțim cu 2, că ați avut o pastă aici. Dar acum, problema e complicată. Dar eu nu m-am dus gândul. Cum? Eu cu 4 și 2 cu 3. Pasta să amplificăm toate cu 4. Și pasta cu 3. Și egal cu 4 pe 12 plus 4 3, pe 12? 4, nu 4. 4, 3, 12. 4 pe 12 plus? Plus 3 pe 12. 12. 7 pe 12. Și face 7 pe 12. Foarte tare, Daria. Excelent, excelent. Deci a simțit repede că ajunge la cine? La numitor comun. Voi zâmbiți. Astea sunt chestiuni ușoare pentru voi, da? Nu-i nimic? Dar nu sunt mai grele? Nu dă mai grele, nu. Daria m-a scris la lecțiile când mă întâlneam cu ea, haideți să vă spun, să-i spunem, nu? Tu ai zis fracții, vreau să văd fracții, îmi plac fracțiile. Ai sesizat că ce de mare folos sunt fracțiile când făceam metoda figurativă, nu? Da. Și de acolo ai zis tu, hai să mă duc pe fracții. Bun, Daria. Hai să mai facem încă unul. Ia să vedem. 1 pe 6. 1. 2 pe 6. 2 pe 6 plus 1 pe 5. 2 pe 6 plus 1 pe 5. Cum să facem aici? Cineva se supără că am dat 2 pe 6? Da. Deci, de ce te superi tu? Pentru că mie nu-mi plac fracțiile reductibile, domn profesor. Nu-ți plac fracțiile acestea reductibile. Da. Tu? Simplificăm pe primul prin 2. Asta e. Și o să avem 1 pe 3 plus 1 foarte pe tare. 5. Deci nu vrea să las 2 pe 6, ci să simplific prin 2 și avem 1 pe 3 plus 1 pe 5. Vedeți ce a făcut șmechera de Daria? Parte pe simplificare. Partea cealaltă. Da, foarte tare, foarte bine. Deci nu mă lăsați să greșesc. Asta e șansa mea. Și pe primul le amplificăm cu 5, pe al doilea... Asta cu toate cu 5 și asta cu toate cu 3, nu? De la 15 cred că te duci. Da. Și va fi cât egal mai departe. Și cu 5 pe 15 plus 3 pe 15. Și amplificăm cu 8 pe 15. 8 pe 15, foarte clar, foarte bine. Foarte bine. Așa este. Dragilor, început să vă spun că am avut eu o problemă foarte complicată la un moment dat, la clasă când predam. Să vedeți ce am pățit. Le predasem toate chestiile astea, era pe clasa, hai să zicem, clasa a noua. Deci a noua știau cu frațiile alea, aveau nicio treabă. Și n-am eu ce face într-una de zi și le zic așa, mă, hai să adunăm, să facem următoarea sumă. Să facem următoarea sumă. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4. Numai atât. Daria, cum te-ai descurcat tu aici? Hai să vă spun. Simplu și ușor. Simplu și ușor. Cum anume? 1 pe 2 plus 2 pe 6 plus 1 pe 12. Deci 1 pe 2 zice aici, da? Că e mulțit 1 pe 2, da? 1 pe 2. 2 plus 2 pe 6 plus 1 pe 12. De ce 2 pe 6? Pentru 2, 1 pe 6 vreau să spun. Așa, da, 1 pe 6. Da, și plus 1 pe 12. Așa. Și
Pe toate, prin 12 se pot toate. Ah, deci ar amplifica aici cu cât? Cu 6. Acolo cu 6, apoi cu 2 și apoi cu 1. Asta și atunci am 6 pe 12. 6 pe 12. Plus 5 pe... Plus 2 plus pe... Plus 2, da, pe plus 2 pe 12, plus 1 pe 12. Foarte bine. Și este egal cu 9 pe 12. Răspuns 9 pe 12. Bine, Natalia. Și îți place așa să mă opresc aici la 9 pe 12? Da. Nu. Prin 3. Prin 3, că e reductibilă fracția. 3 pe 4. Da, se poate împărți și numărătorul și numitorul prin 3. Și răspunsul va fi egal cu 3 pe 4. Foarte bine, Daria. Dar dacă am să am mai multe? Deci dacă am să am așa, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, plus 1 supra 5 ori 6, plus 1 supra 6 ori 7, plus 1 supra 7 ori 8. Hai să ne oprim aici. Cum faci tu tare aici? Stau 2 secunde să scrii. Stau și mai mult de 2. Așa, e foarte simplu și acum, dacă nu. Ia să văd tu. Deci, 1 pe 2 plus 1 pe 6 plus 1 pe 12 plus 1 pe 20 plus 1 pe 30 plus 1 pe 42. 1 pe 12, 1 pe 20, ai zis că n-am lăsat urmă. Da, 1 pe 20 plus 1 pe 30, 1 pe 42. 1 pe 30 am uitat să-l pun, da? Da. 30. 1 pe 42 și plus 1 pe 56. 1 pe 56. Egal cu. Și acum stați mai puțin. Te uiți. Acum facem, le descompunem. Ca să găsim numărul acela? Da. Care e deștept să se împartă la toate? Daria, vezi că avem de lucru? Am fost tot drăguț că m-am oprit aici. Dar dacă mă opream, Daria, la puncte, la 1 pe 100 ori 101, crezi tu că mai aveam noi șanse să găsim viitor? Nu, nu? Abandonez, da? Trebuie să găsim o idee, altă idee. Daria, dar pe astea se mai pune problema să le mai aflăm? Că 1 pe 2 plus 1... Le-am aflat mai înainte. Așa, da. 3 pe 4 și apoi 20 cu 3. Deci face cât aici? Așa. Face 3 pe 4. 3 pe 4 plus... Stai, puțin. 1 pe 20, 1 cu 30 prin... Nu, Daria, te-o șmecherii, trebuie să vedem. Deci, asta e 1 pe, cât ai zis? 3 pe 4, pardon, da? 3 pe 4. Hai să adunăm la 3 pe 4 cu ăsta să vedem ce găsim la rezultatul ăsta pe celălalt. Ne primim cu 5. Pe noi amplificăm cu 5. Deci, Daria, vrei să o luăm pe bucățele? Da. Că să știi că avem de lucru deci, așa. Deci 15 pe 20 plus 1 pe 20. Hai să vedem. Hai că acum cred că ne prindem de o chestie foarte frumoasă. Deci pe primul noi amplificăm cu 5. Hai să luăm așa. Hai să zicem așa. Pe 1 supra 1 ori 2, Daria. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus puncte și așa mai departe, plus 1 supra 100 ori 101 este egal cu, asta ar fi suma pe care să o calculăm, și să pornim așa, ușor, fără să o luăm cum am mers mai departe. Mi trebuie altă idee, că tu ai înțeles de ce? Că cum să fac eu pe tehnica înainte? Primele 3 o să ne dea... Bun, hai să luăm pe primele două, luăm ușor, ca melcul așa, da? 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3. 1 pe 2 plus 1 pe 6. Da, Daria, de ce să fie mai mulți să pe primele? Aici... Pe primul cu 3. Atât. Da? Da, și atunci avem... 3 plus 1, 3 plus 1 supra 6 ar fi, da? 3 plus 1 supra 6, care ne face cât? Care îi face 4 pe 6. 4 pe 6. Îți place să o las așa? Nu. Nu. Prin 2. Și cât face? 2 pe 3. Foarte tare. 2 pe 3. Hai să vedem și pe cealaltă. Atenție, m-am oprit la 1 supra 2 ori 3 și mi-a dat 2 pe 3. Acum, să mai avansez un pic.
vreau, hai să zicem că asta ar fi suma 1, suma a doua, în care mai pun o fracție. Adică e vorba de 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4. Egal cu. Da, profesor. Dar nu punem direct 2 pe 3? Asta-i! Ia uite ce-ți face, Daria. Deci mare chef să o ia de la capăt. Punem deodată 2 pe 3, că am făcut-o mai înainte. Deci egal cu 2 pe 3. Mi-a plăcut chestia. 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4. Da, adică 1 pe 12. Și pe primul amplificăm cu 4. Deci aici amplificăm cu 4, 8 da. 8 pe 12 plus 1 pe 12, care este deodată 9 8, pe 12. 8 plus 1 pe 12 și facem final 9 pe 12, care înseamnă... Dar ai monopolizat discuția. Nu știu ce faci tu. Păi, haideți să fiți și noi prezenți, da? Ceilalți. 9 pe 12, o lăsăm așa? Nu. Nu? Prin 3. Și face cât? Și este egal pe 3 pe 4. 3 pe 4. Cineva observă ceva în clipa asta? Da. Deci 3 pe 4 răspuns. Hai să facem și următoarea sumă. Este 1, este 2, este 3. 3 pe 4. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra... O luat, băi, vreau să scriu ca să vadă tot omul, că se filmează. Ce fac eu aici? Să vedem suma. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, egal cu, și tu dare acum, ia la 3 pe 4 4 plus 1 pe 20, da. 3 pe 4, e făcută mai înainte, e făcută mai înainte, 3 pe 4 plus 1 supra 4 ori 5, care asta înseamnă, ușor să vezi, că aici amplificăm cu cât? Cu... Acolo cu 5. Și avem 15 pe 20 plus 1 pe 20. Deci 15 și cu 1 face 16 pe 20. Simplificăm prin cât, Ștefania? Simplificăm de 4, nu? 4 se vede foarte bine. 4 și face 4 pe 5. Copii, iar o... Ia să văd. Crește cu 1. 2 pe 4, 3 pe 4, 2 pe 3, 3 pe 4, 4 pe 5. Foarte tare, dar o observație și mai frumoasă. Și mai frumoasă. Puteam să scriem pe 1 ca și fiind 2 minus 1, pe altul. Nu ne ducem acolo. Altă observație, pe nivelul lui Daria. Da. Când e la ideea ta, ajung mai târziu. Dar acum la nivelul Daria, hai că aici îmi place. Deci prima dată când ne-am adunat până la 1 supra 2 ori 3, mi-a dat 2 pe 3. Când m-am dus până la 1 plus 3 pe 4, mi-a dat 3. Când m-am dus cu suma până la 1. Pe... Știu o chestie, așa, gata, mi-am dat seama de ceva. Zi? Hai să fac suma următoare. Și dacă îți spui, ies 4 egal cu 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, plus 1 supra 5 ori 6, cine bănești? Cât va 5 pe 6. Sigur? Da. De unde ai văzut-o? Hai să văd că asta e foarte tare. Nu cred. Cine mai... De ce să leagă să spună rezultatul deodată? Pentru că la celelalte, unde era 3 ori 4, a spus 3 pe 4, a dat rezultatul, la 4, 5, 4 pe 5. La 5 pe 6, 5 pe 6. Așa așteptăm, da? Punem semn de întrebare. Egal cu 5 pe 6. Hai să calculăm, domnul profesor, dacă chiar nu mă crede. Deci așa 4, facem. 4 pe 5. Asta, de aici, asta e făcută, da? Asta e făcută de așa, anterior, da? Deci va fi egal cu... 24 pe 30. 4 pe 5. Plus 1 supra 5 ori 6. Și e cam mai departe cu? 24 pe 30, plus 1 pe 30, care este egal cu 25. Am plecat cu 6 aici, dar hai să mai lent așa. Și tu nu mai iau cu viteză mare, că nu înțeleg mai greu. Petru, ce am făcut? Am amplificat aici cu 6, da? Și face 6 ori 4, 24, și cu 1, 25, supra 30, simplificăm prin 5, și în sfârșit face 5 pe 6, cum a anticipat Dario. Domn profesor, poate să vă spun ceva? Știu cât dă rezultatul. Rezultatul? Păi, o să dea 100 pe 101. Foarte tare, s-a prins de foarte. 100 pe 101. Asta este rezultatul sumei acestea toate.
Așa am trăit eu bucuria cu ani în urmă, predând așa lecția. Dar aveam în bancă acolo pe un elev care nu ieșea în evidență. Și a spus, când eu zic, vedeți copii că ați înțeles și bine ești, nu știu. El zice, eu nu cred. Nu cred. Am lăsat pe... Nicio. M-am oprit. Gata. Gică contra. Nu cred el. Nu cred el. Ce îmi spui tu acum? Să fac și pentru următoarea și pentru următoarea, da? Uite că s-a trezit. Gata. A fost suficient să-i amintesc chestia asta și acum mă pune și pentru situația când mă opresc la 1 supra 6 ori 7. O să dea 6 ori 7. Da? 6 ori 7 va face cât? Zic eu, nu va face? Vrei să facem? Facem. Noi facem de profesor. Facem, facem. Zică contra, da. Luați joșilor ăsta, ori ce facem? 5. Care înseamnă suma 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus cea mai departe, până la 1 supra 5 ori 6, care este văzută, și plus, în sfârșit, ultima, 1 supra 6 ori 7, nu? Și iată că asta avocat-o, știm că am făcut-o în pasul anterior. Ea este... Vorbește cu Tudor. Știi. Nu ești. Este 5 pe 6. 5 pe 6. Plus 1 supra 6 ori 7. Ca el trebuie să-ți intre în rol. Că asta ai făcut-o tot timpul. Păi. Doasă. Deci tu, Tudor, trebuie să vorbești. Vezi? Așa, așa e corect. Așadar, aici Tudor amplifică un buget cu 7. Cu 7. Da? Și face 7 ori 5, 35, 1. 36 supra 42. Simplificăm prin 36 prin 6. Prin 6 și ne dă 6 pe 7. Face 6 pe 7. Și îl întreb pe ăla, cum te-aș întreba pe tine acolo. Băi, ești mulțumit? Da. Toată clasa, da. Numai el a zis, eu vreau și pasul următor. Deci când credeam că l-am convins, nu zice domn profesor, da, că la următorul să nu se întâmplă așa. A simțit că mă poate prinde în corzi, da? Și am simțit repede, m-am și supărat un pic, e drept, m-am enervat chiar. Și am zis, bă, ce vrea asta cu mine? Stai, gata, a simțit slăbiciunea mea și zice, pasul următor o fi bun, pasul următor o fi bun. Și mă tot duce așa de am să obosesc. Deci avea dreptate. Eu spun, bun, m-ați convins până aici, când am fost 1 supra 6 ori 7. Dar când o să fie 1 supra, adunat 1 plus 1 supra 7 ori 8, o fi bine? Da. Și eu dacă mă ocupam de asta, el tot avea să mă întrebe. Da pentru 8 ori 9, da pentru 9 ori 10, când va fi acolo. Și el tot spune, el nu crede. Și zice, ce-am văzut, ce-am făcut atunci? Zice așa. Bine, mă. Tu mă tot săcăi cu întrebarea asta. Mă întreb, pasul următor e bun? Pasul următor e bun? Asta am să-ți arăt, că pasul următor e bun. Deci am trecut eu și am să-ți arat că pasul următor este bun. Asta era problema. Am să-ți arăt că pasul următor e bun. Am să-ți arăt că pasul următor este bun. Da? Asta. Trebuia să-i arăt că pasul următor e bun. Și de ce am zis? Presupunem că am mers așa până la orice pas vrei tu. La un pas 9, 10, 11. Un pas ca. N-am mai spus. N-am fixat pasul. Deci presupunem că am verificat atent până la pasul ca însemnând un pas oarecare. Și 50, și 7, și 8, un anumit pas. Cum am fi mers noi aici? Nu că, până la ce pas am mers? Până la pasul în care am văzut 6, să zic aici. Da? 6 ori 7. Atunci, cum ar arăta? Am să mă notez cu ESK. Suma aceea
pentru pasul K va fi egal așa, 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus punctul 1 și 1 supra K pe lângă K plus 1. Înțelegând prin K ăsta un număr fixat. Da? Adică nu spun că e 5, că e 7, că e 10. Dacă aș fi K ori 10, ar fi cât atunci? 10 ori 11, da? 10 ori 11. Și cât ar trebui să fie aici rezultatul? Dacă e verificat de noi, dacă e muncit, după toată discuția asta, cât este rezultatul? Dacă ar fi 100, dar dacă e K pe lângă K plus 1, K supra K plus 1, corect. K supra K plus 1. Deci K supra K plus 1 este până la momentul respectiv. Și acum eu trebuie să arăt că pasul următor e bun. Adică cine e pasul următor? Pe K să-l trec în pasul următor. Cresc comunitate. K trece în K plus 1. Da? Deci ne deci întrebăm, ies de K plus 1, ies din K plus 1, care îi 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra K pe lângă K plus 1, și plus, în sfârșit, crește cu o unitate, 1 supra... Cât să spun? 1 supra? Care e ultima fracție acum? K ăsta trece în K plus 1. K plus 1 pe lângă K plus 2. Pentru că, ce s-a întâmplat aici? 5, 6. Trece în 6, 7. Crește 5 o unitate, îți face 6. Crește 6 o unitate, îți face și 7. Crește K cu o unitate, se duce în K plus 1, și crește K plus 1 cu o unitate și se duce în K plus 2. Cât ar trebui să dea, un semn de întrebare, ca și emoții mari, cât ar trebui să dea suma asta? După toată observația noastră, cât ar trebui să dea? K plus 1 supra K plus 2. Ar trebui să dea K plus 1 supra K plus 2. Atât ar trebui să dea. Hei! Da, dar asta este știută până aici. Cât este asta? Știută, e verificată, e muncită? K supra K plus 1. Deci înseamnă chestii indice K plus 1. Ar să arate cam așa. E dat cu K supra K plus 1 plus 1 pe K plus 1 pe lângă K plus 2. De acord, da? Și e dat cu Este egal cu K pe K plus 1. Amplificăm. Cum am făcut aici? Dar, hai, fii atentă. Uite aici. 5 pe 6 plus 1 pe 6 sunt 7. Am amplificat am aici cu 7. Au să amplificăm amândouă cu K plus 2. Da? Deci amplificăm aici cu K plus 2. Asta este fapt. Cum ar fi fost aici 7? Și atunci ce devine? K plus 2 ori K. K plus 2 ori K plus 1, dar ea știe că au fost 7 ori 5, 35, plus 1. Plus 1, cam aceeași, tot o supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Acum voi spuneți, totdeauna s-a simplificat, s-a văzut cu frumos că s-a simplificat, dar aici nu mai văd nimic. Să scriem pe la jos, ca și fiind... Păi să umblăm la ăsta? N-aș umbla. Să umblăm la cel de sus. De sus, da. Da, 2K. Adică să mulțim. Distributivitatea, da. 2K. Nu K ori K. K ori K. K pătrat, ca la a doua. Da, ca la a doua. Plus 2K. Ca și cum am face paranteza, da? Distributivitatea. Ca la a doua plus 2K. K la a doua plus 2K. Plus 1. Plus 1, totul supra... Totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. K plus 1 pe lângă K plus 2. Și egal cu... Nu mai aici când place, la un moment trebuie să simplifice. Trebuie să apare ori K plus 1, ori K plus 2. Paranteză de acolo, ca să pot simplifica. Cine mă ajută? Cum să fac eu aici? Păi... Da. Zi. Păi acolo, de exemplu, dacă luăm un exemplu ăla, poate da. Mai
1 spre 1 ori 2, puteam să scriem 1 ori 3 ca 2. Nu, deci aici, lasă-mă, Acolo, tot acolo, dacă A plus 2K. Aici, dacă... Dacă nu vedem, De 2K, aș zice K plus K. Da? Egal mai departe cu K pătrat plus K plus K plus 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Adică K și cu K nu face 2K? Păi, nu face 2K la 2. În astea doi se grupă și să scoatem un K în factor. Adică mă întorc înapoi, ca și cum a fost distributivitatea aplicată. Și pe ăsta să-l las așa într-o paranteză. Și atunci, cu aia, egal cu... K... Ce se întâmplă, cine vorbește, egal cu cine. Dacă scoate K în factor, cât va fi acolo? Păi K plus... K pe lângă... K la... Dacă e K la 2, în K l-am scos, a rămas un singur K. Așa, da. K plus K. K plus... Plus, cine îmi spune? 1. Plus 1. Că dacă am scos pe K în factor, aici a rămas 1. E 1 ori K. Deci K pe lângă K plus 1, plus K plus 1 acela pe care am să-l pun în paranteză, ăsta de la sfârșit. Supra K. Supra K plus 1 lângă K plus 2. Lângă K plus 2. Și egal cu... Daria, dacă îmi spui ce se întâmplă din cei doi, din ăștia doi, ce vedem acolo, Daria? Daria trebuie să mă ajute, Daria! Avem două paranteze de același fel. Asta, eu fac paranteză comună asta, K plus 1 e un factor comun. Da. Și aici pot zic K plus 1 ori 1 și da. Atunci scot pe K plus 1 în factor, da? K plus 1 pe lângă. Din primul rămâne K. Da. Și din al doilea cât rămâne? Dacă am scot K plus 1. Și tot K. Nu, nu, nu. Că am scos pe asta tot. L-am pus în față. 1. K plus 1. Totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. La K plus 2, corect. Ce? Deci cel de jos este cu 1 mai mare decât cel de sus. Adică asta e plus, e același factor, simplificarea asta, care făceam prin 6, prin nu știu ce, da? Pentru că noi avem K plus 1, K plus 1, adică și tăiem. Da, am simplificat. K plus 1 pe K plus 2. Și face K plus 1 pe K plus 2. Spectaculos! Am arătat că ajung... Aveam mare emoție aici. Mă întrebam dacă ajung la K plus 1 spre K plus 2. Și am reușit. Am reușit, este spectaculos. I-am arătat că e bun și pasul următor. Asta este lucrul spectaculos. Deci, el gică contra, îl vedeți aici lângă noi, el care nu era de acord cu mine, acum, după ce am arătat că merg până la orice ordin vrea el, până la orice ordin, și ți arăt că pasul următor e bun. Măi, Tudore, dacă ți arăt că pasul, ți-am arătat că pasul următor e bun, noi am mers până la cât, măi, Tudore? Până la aici a fost 6x7. Și ți-am arătat că pasul următor e bun. Adică ce? Când ne-am oprit la 1/7 ori 8, e bun! 7/8. Și fiindcă ăsta e pasul următor, și pasul următor acestuia va fi bun. Adică și când vă luau pe 9, și la 9 pe 10, și la 11 pe 12, că e următor. Adică tu numai ce mă întreba. Să nu mai mă chemi tu pe mine, că acum ți-am făcut o demonstrație la fix. O demonstrație încât tu numai ce mă întreba. A plăcut? Să încercăm să reținem șmecheria, cam cum a mers. Deci, la început, hai să se recapitulăm. La început am luat câteva fracții. 2, 3, Daria era la ea acasă. Ce mândră era ea, faci. Dar știa tehnica cu numitorul. Dacă n-am pus-o cu mai multe fracții, n-am mai știut. A zis, ce fac acum? A sesizat că poate să se sprijine de pasul anterior, de primele două. Și am luat-o noi cam melcu, așa ușor. Și am sesizat cam care ar fi răspunsul. Am anticipat răspunsul și doar că l-am anticipat nu e suficient. Da, am anticipat răspunsul, dar s-a găsit gică contra. Și n-o da peste cap pentru că l-a spus, nu știu dacă pasul următor e bun, nu știu dacă pasul următor e bun. Și tocmai asta am demonstrat. Copii, sub forma unei povești, v-am făcut un lucru spectaculos.
Se cheamă asta ce? Ce metodă se cheamă asta? Inducția matematică, sigur că da. V-am demonstrat inducția matematică, v-am predat metoda inducției matematice sub forma unei povești care merită să o ia prea toți colegii mei. Să știți că varianta asta mea iau numai aproful meu online. Și vă amintiți voi din clasă cei mari, mai mari care ați terminat astăzi cu liceu, știți bine că aceasta era o tehnică foarte aridă. Nimeni nu înțelegea deloc. Și să vedeți ce mi s-a întâmplat mie când eram în clasa a noua. În clasa a noua, cred că se face. Da? E bine, când mi s-a predat inducția matematică, profesorul meu a venit la tablă, a început să spun pe acolo niște formule. Presupune că două etape. În prima etapă verificăm, în altă parte a doua demonstrăm, adică pasul următor că e bun. Și-o pus acolo, pe tablă, n-am înțeles nimic. Am plecat din clasă, cum se întâmplă cu multora dintre ele, plecat din clasă, abătut, așa spunea. Ce o fi vrut să spună? N-am înțeles chiar nimic. Și eu m-am străduit. Asta este surprinzător. Deci eu m-am străduit. Vă fac precizarea că de fiecare dată la clasă eram, am făcut cel mai tare liceu din județul Bacău. Liceu Podul Turcului. Cel mai tare liceu din județul Bacău. Profesorul meu era atunci venit în învățământ și avea o problemă grea cu mine. Eu eram atât de atent și vreau să înțeleg tot și n-aveam de la cine. Și atunci, cum se întâmplă multe ori între ele, acasă când am ajuns, făceam la Veta undeva, la un sătuc acolo unde mă duceam eu, la 7 km, și la 7 km la Podul Turcului, când am ajuns, era, era o chestie mare pentru mine, de la fundătura aceea de unde mă apăream. Ei bine, când am ajuns acasă, pământ, cu bicicleta, dă-i, așa, am zis, băi, nu s-a putut. Trebuie să găsesc din manual. Și am luat manual și am citit. Am urmărit virgulele foarte atent. Virgulele, adică la virgulă citit acolo. Exemplu, cear și unul și așa. Și mi-au dat vreo două, trei ghiștele, dar le-am făcut pe toate. La capitolul acela tot, la inducție matematică, am luat 4 ore am stat. 4 ore numai de care la masă. Și în 4 ore am înțeles inducția perfect. Nu în limbajul ăsta. În limbajul care e manualul. Mi l-au prezentat acolo, destul de dificil și de manual. Numai că profesorul, aflându-mă, lasă peste ani, amintindu-mi eu că ce greu este dacă nu-ți faci treaba la clasă și nu te strădui tu, profesor, să găsești modalitățile acelea de a exprima cât mai aproape de sufletul copilului, a elevului, păi n-ai ce căuta acolo în fața lor. N-ai ce căuta. Matematica e grea. Pentru că e prost prezentată. Da? Pentru că e prost prezentată. Este un set de formule pe care azi le înveți, mă le uiți. Nu înțelegi loc utilitatea. Dacă nu înțelegi loc utilitatea, merită să faci efortul ăsta? Nu merită. Nu merită, tu nu înțelegi. Am avut multe discuții. Mă rog, am fost și inspector general adjunct la o perioadă, după 2 luni de zile atât. O ținut pe mine ca inspector general, pentru că i-am spus ministrul Marga, învățământul s-a prăbușit și că trebuie luat niște măsuri și trebuie făcut altceva în școală. Avem experiența asta când mergeam pe la inspecții de grade, tot felul de porcării care sunt în învățământ. Mă duceam pe acolo și când le vedem pe colegii mei că stau cu o foiță în mână, cu era inspector de inspecția în spate, era profesorul, inspector care trebuia să pronunță asupra calității lui, și atunci, tremurând cu foița așa, citeau de acolo, de pe foiță, problema aceea cu soluția pe care o învățase de acasă. Păi de rost, da, și că el, elevul, trebuia să fie atent să redea partea aceea teoretică așa. El trebuia să memoreze. Nici el, profesorul, nu știa ce are de expus. Asta e fantastic. Este extraordinar de grav. Partea pedagogică este nemaipomenit de importantă. Dacă ai ceva de comunicat cu Ioan și tu n-ai metoda prin care să faci, chit că ai partea științific foarte bună, n-ai făcut nimic. Nu le-ai ținut pe copil atent, n-ai făcut nimic.
Ei bine, spuneam, i-a spus domnul ministru Marga că învățământul e prăbușit și că te-ai făcut altceva. Sfântul Părinte, trebuie să dai demisia că, că nu ai susținere politică. Nu-mi dau demisia, domnule, demisia dumneavoastră. Vedeți aceste toate lucruri în Ministrul Învățământului, Groparii Sistemului. Am făcut un film, care este prima pagină acolo, Ministrul Învățământului, Groparii Sistemului, în care povestesc despre întâlnirile mele cu toți ministrii învățământului. De la ministrul Petrescu din 96 până la Funeriu. Cu toți m-am văzut. Și am povestit acolo în film toate întâlnirile mele. E poveste lungă. O puteți vedea. O pot vedea toți cei care sunt interesați. Așa, copii, îmi cer iertare că v-am dus pe terenul acesta. Însă vreau să vă spun că aveți o șansă imensă. Există prof online. Acum, voi sunteți cei care veniți aici și mă incitați? Ștefania și cu Cristina, ce pățesc eu cu ele? Nu știți, dar ba, da, știți din filme. Puteți vă uitați în filme. După ce facem ceva pentru a doua zi, zice, acum zic, vă dăm o problemă de 7 stele. O mare a lor problemă să mă prindă în situația aceea în care eu nu pot face problema. Să-mi spune, nu mai fiați așa curioase, că se întâmplă fragment. Eu sunt și eu un om obișnuit. Și nu m-ați prins? Hai să spuneți, m-ați prins? Da, m-ați prins. Și ce, am plâns? N-am plâns. Am zis, știți ce, am să mă văd, am să mă uit, am să găsesc soluția. Mihaela și la clasă, la noi. La șaptea, da. La șaptea. De atâtea ori m-ați prins, descoperit. Dar îmi place să fac lucruri la prima citire. Deci nu-mi place deloc să fac... Să știți deja problema. Să știu problema, da. Nu, nici un pic. Mai văzut și tot de toate. Știți ce se întâmplă? N-are niciun rost. Și eu spun așa, dacă eu, profesor, nu pot să fac problema la prima citire, cum să-i cer eu elevului să o fac? Deci dacă nu cobor la nivelul acesta de înțelegere, păi n-am niciun rost. Rumâneam zilele trecute pe Solomon Marcos, mare academician Solomon Marcos, care povestea așa. Chiar la Digi, cred că l-am văzut. Dacă nu mă așel. Îmi place la voi, la Digi, un lucru, s-a început acum o campanie pentru ceea ce înseamnă încercarea, prin discuții purtate cu diverse personalități, să găsim soluții la problema asta, care înseamnă școala, învățământul, ce face cu ea. Și îl urmăream pe academicianul Solomon Marcos, care spune așa, dacă copilul nu învață zâmbind, cu plăcere, Fără stres. Școala, din păcate, comite cea mai mare greșeală. Datorită faptului că partea asta sensibilă a fiecărui dintre noi, partea, latura creativă, nu-i deloc luată în seamă. Și vine școala și spune, îmi faci asta, faci asta, faci așa, stai așa, stai cum îmi las parte. Păi nu știu ce, nu știu cum. Aceasta este o agresiune continuă asupra intelectului unui copil. De unde el vine din clasă, vine de acasă, încă din prima frage de copilărie, cum spun ei. De ce asta? De ce asta? Tu nu-i lași libertatea să facă asta. Ați văzut pe Dare aici, prinsă în exercițiu, mărturisesc, nu am avut această discuție, vă puteți convinge, sigur vă puteți convinge, dacă urmăriți filmul și urmăriți celălalt din urmă. Ei bine, odată prinsă și când și-a descoperit calitatea asta de starea asta de bine pe care o poate trăi, n-a vrut să mai părăsească. N-a vrut să mai lase pe nimeni. Ea s-a instalat și a spus, aici mă simt bine. Aici mă simt bine. Așadar, acest bine, în loc, ce se întâmplă acum în familie, mă sună de peste tot. Mă sună și spun, domn profesor, ce ne facem? Este un stres maxim. Bunicii. Părinții. E pe noi. Adică mama ajută-mă, tata ajută-mă. Asta e pe noi. Asta este extraordinar. Și atunci nu pot să mă ajut, du-mă la pregătire. Asta este adevărul. Și Mihaela, este exact că să mergi și la pregătire, nu că aveți discuții. Dar acolo se repetă același stil. Nu este stilul ăsta așa în care copilul să se simtă încântat, să participe, să vină relaxat acasă. Am înțeles. Am un exemplu, n-am să-l dau concret acum, cel la cine mă refer.
aveau un stres maxim pentru matematică. Deci nu dorea să se uite, că n-ar de matematică dacă n-ar fi fugit în, să spun, în pădure. De, de, pe 70% dintre copii. Așa este, așa este. Ei bine, de la un loc încolo, eu m-am încăpățânat să, și am crezut în șansa mea, pentru că m-ai făcut să fac acest lucru, și am spus, insistăm, insistăm, rezolvăm, rezolvăm. Și vine zâmbind. Este chiar așa și în clasă, în lucrul nostru. Vine zâmbind și pleacă zâmbind. Și am spus părinților, știți ce stare de bine am și eu? Pentru că acest copil acum nu mai face sub stres, o face cu plăcere. Păi, cum vă explicați faptul că ei vin zi de zi aici, câte o oră jumătate, zi de zi, de luni până vineri, inclusiv, da? Și niciodată fetele mele, eu fiind mama a două dintre fetițe, niciodată ele n-au spus, mama, iar mergem la matematică. Da. Deci este... Da, iar... Orele pe care le înregistrați acum pe online sunt cele pe care le faceți cu copiii. Exact. Ele sunt realizate cu copiii de față și le înregistrați și acelea le urcați. Exact. Deci suntem în direct acum. Da. Nu întrebam, vreau să știu dacă mai faceți cum făceați altă dată când le înregistrați, erați doar dumneavoastră și le postați online. Sau doar pe astea. A fost perioada aceea în care n-am descoperit. Nu găsisem soluția unui spațiu, că e o problemă complicată. Dacă vreți, de la tot ce înseamnă efortul e maxim cu putință. Și eu sunt în starea aceea destul de dificilă, să spunem așa, datorită faptului că din 98, din 2008 nu mai sunt la catedră. Și atunci, rămas așa, cu resurse ghicite pe nu se știe pe unde, mi-am spus cu încăpățânare că trebuie să mă duc la capăt. Acele lecții care le-ați văzut pe spatele grajdului acela, nu știu dacă v-ați uitat prin primele lecții, da? Acelea sunt făcute în câmp, începând din 2010, am luat tabla sub braț, la stupină acolo, și făceam și o lecție de matematică, și o lecție de avicultură. Nu vă spun cea mai frumoasă chestie care am trăit-o. Asta a fost astăvară. Astăvară a fost spectacol. Pentru că mama și cu fetele dânsei și cu un alt copil n-au spus, noi totuși vara asta trebuie să mai facem niște lucruri. Eu eram la stupină, ocupat, nu trebuia, dar n-aveam cum să refuz. N-aveam cum să refuz. Mi-era jenă. Dar și știa că n-am niciun minut măcar să că era o presiune cu stupina, cu sfârșit, am acolo niște lucruri deosebite frumoase. Și atunci, acolo am găsit o cămăruță. Am venit soțul. A zugrăbit, așa. Am transformat sălița aceea, am pus o tablă și mai fugeam un pic acolo, făceam o lecție de matematică. Ne îmbrăcam hăinuțe de apicultor, când am dus stupină și le predam și lecții de apicultură. Sunt acolo, pe internet. Este de o frumusețe rară. Așadar, convingerea mea este asta. Că a sosit vremea ca ceva să se întâmple în învățământ. Și tot ce s-a întâmplat până acum, ca formă, asta, metoda asta printată, este deja depășită. Filmul reprezintă o bogăție imensă. Nici nu vă dați seama. Deci este viitorul, să spunem, școlii, îl reprezintă videomanualul. Pentru că, ia uitați acum, momentul în care povestești, în care spui, copilul uneori este atent, e neatent, și aminte că nu știu ce e acasă, să mai joacă, și am mai aminte, nu știu ce, și totul a zburat. Dar dacă este în film, atunci el își pune de video acasă și pune o dată, de două ori, de șapte ori, porțiunea aceea. Dacă profesorul Gică contra meu, care mă scrieți la lecția anterioară, uneori te deranjează, dar acolo poți să nu trebuie de 100 de ori. Important este să se înțeleagă că videomanualul este deja o realitate. Da? Mă aflu în postura asta și nu numai la matematică, ci și în oricare alt domeniu. Pentru că în apicultură, inventator fiind pe o nouă tehnologie apicolă, am făcut videomanualul și apicol. Și videomanualul apicol. Adică cei care doresc să parcurgă noua tehnologie, își pot lua acasă videomanualul și se pot instrui ei atunci când au nevoie, nu? Așa școli de apicultură care se facă peste tot în țară. Discutam acum cu ministrul Bătănoi, vineri la ora 1, a fost la Ministerul Agriculturii la București, a stat de vorbă cu dânsul. Spunea, domnul ministru, este o realitate. Deci, iată că la Ministerul Muncii am ajuns și acolo la doamna Grigori și îi spuneam, vedeți, zeci de mii de locuri se pot crea.
zeci de mii de locuri. Și omul se va instrui atunci când are nevoie. De aceea, la Ministerul Muncii spuneam, doamne, învățământul online se desfășoară în apicultură. Dar legiferați, nu avem lege. Păi faceți, de ce stați acolo? A apărut o idee nouă. O altă formă de școlarizare. Nu varianta asta în care ducem pe oameni de la ora cutare la ora cutare, îi ținem acolo, aceștia au sau nu timp, au chef sau nu au chef, au alte obligații, se duc de două ori. O dată când se înscriu și o dată când iau hârtia de absolvire. Și n-au nicio treabă dacă au partea practică. Luate de la mine, că stau pe internet, la Prof Online, sunt peste 2000 de ore de film și la apicultură, și atunci ei de acolo se instruiesc. Și atunci tot întreabă, domnul profesor, dați-ne hârtie dumneavoastră, că doar dumneavoastră am învățat. Și de ce am fost la minister și la Ministerul Muncii și am spus, faceți acest lucru. Nu avem lege. Faceți lege, că de-aia sunt acești oameni care duc în Parlament. Ce să fac acolo? Eu te le-am dat eu un motiv, să fac o lege care să însemne învățământul online. Apropo de asta, apropo de învățământul online și mă întorc la matematică. Sunt sunat din Canada, de oriunde din lume. Sunt filme acolo, dacă le veți vedea, în Chicago. La un moment dat este un film, o mică care avea trei copii. În sfârșit, spune că mâine am, la 12 noaptea la ei, eu mă duceam la stupina a doua zi, la 9, așa, în România. Tot mă ies pe ușă și eram cu tabla acasă. Și mă sună mămica aceea, mă mai sună așa altă dată, domn profesor, vă rugăm frumos să ne faceți cegheștul ăsta. Așa cu... Am deschis camera cu telefonul în față și am făcut cegheștul. Spunea, fiica avea, avea un test de dat, era clasa 10-a, în film povestește acolo. Și mă dăduse peste mine cu vreun an de zile în urmă, am făcut această chestiune, deci vă spun, mă sună de peste tot. Ultimul mesaj la unui copil din Germania, zice, eu nu știu bine să scriu. Nu știu, dar zi de zi fac lecția cu tine. Super, spectaculos. De ce am ajuns la doamna, la Cotroceni și am dorit să stau de vorbă cu doamna... Carmen Iohannis, și spun așa, iată că zi de zi sunt fiecare, nu înțeleg bine românește. N-ar fi bine ca dumneavoastră să faceți o echipă și să le traduceți filmele astea, să le dublați, să le, cum se cheamă, titrați, să le faceți într-un fel, încât și ăla, de la acum după simbolul și ce mai știu un pic de limba română de la tatălui, că spunea că e plecat din nu știu cât vreme, saș fiind. Ei bine, sunt aceste lucruri care pot fi să însemne altceva. Eu sper din tot sufletul să ajungem cât mai repede această nouă tehnică de învățare să fie cea instalată la nivelul întregii țări și numai. Cred că Daria e cel mai bun exemplu. Ea este clasa a 4-a. Nu a învățat nimic din tot ce a pus domnul profesor acum pe tablă. Deci ea, de la domnul profesor, a învățat, e fascinată și vrea mai mult, adică ea se duce cu informația peste a 5-a, peste a 6-a, pentru că înțelege. E mare lucru. Fracții nu se fac la clasa a 4-a, ci se fac la sfârșit, dar așa, la ceva mod general. Ce înseamnă? Așa, unul pe doi, explică că e jumătate de măr cu jumătate de măr. Cei de-a cincea, acum încep fracțiile. Exact, cei de-a cincea încep fracțiile, nici ele nu știu, dar a mea e fascinată de matematică și pentru că domnul profesor vorbește pe înțelesul ei, nu vă dați seama ce înseamnă asta pentru că de asta și vin zi de zi. Adică ele vin de drag. Da. Câți copii aveți în total care vin fizic aici? Fizică, 2 sau 3 copii pe clasă, 2-3 copii, la 7 mai mulți, dar pentru mine numai motivul. Domnul profesor, nu cum înregistrați lucrurile astea, dar vreau ca să corelez informația și să spun câți aveți care vin și fizic aici. Fizic, 6 de la noi. Cât? 6 la 7. 7, 8, 9, 10. De la voi 3. Da, noi 3. 9. Câteodată e? La 11 cel mai des, cred. Tu ești, tu și cu Andreea. Tu și cu Andreea. 35 copii. Și mai vine încă 2 la 11. Da. Unul de la 10 a mai venit o perioadă, dar nu mai bine. Există și o presiune pe care copiii o simt de la clasă. Profesorii nu sunt atât de încântați să fie de acord cu ideea mea. Da, dar la Miruna, de exemplu, toți colegii de clasă vă urmăresc pe direct, pentru că nu încăpem aici toți. 6 vin.
Așa. Ei, dar, Mihaela, vreau să spun un lucru. Ce zic profesorii lor de matematică? Deci eu am pus, postez, dau share, like la proful online, postez, proful de matematică al ei știe că noi venim aici zi de zi și știe că vin mai mulți copii din clasă. Ea nu înțelege de la clasă și nu e numai ea. Ea nu înțelege de la proful de matematică. Nu-l deranjează. Povestea este așa. Eu din 2001 am început treaba asta. Deci prima idee, apropo de video manual, mi-a venit prin 96. Da? 96. Sunt 20 de ani de atunci, de când ideea s-a instalat. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă o idee mă prinde, mă urmărește, din n-am nicio șansă să scap de ea. Mi se întâmplă să fiu agresat de ideea aceea. Vreau să fug de ea, dar n-am cum. Finalul este că, luptând din răzputeri și finisând de la o etapă la alta, am ajuns să cred, la început tuturor îi spărea o bazaconie chestia asta, să faci lecția, să pui. La început chiar m-au sprijinit. Eu îmi puneam camera de filmat, prin 2001 am început concret, camera de filmat pe tablă și pe catedră și îmi filmam lecția mea, proprietatea mea intelectuală, actul meu didactic. E bine, la început m-a oferit timp, amfiteatru, a fost o poveste frumoasă, vineau și alți copii la alte licee, până când, în 2004, s-a întâmplat necazul acela, fetița era clasa 10, s-a ridicat în picioare și a spus, profesor, sunteți singurul pentru care venim la școală. Ei bine, zice, acum, asta e situația, dacă nu le dai banul, nu te trec clasa. Și, mă rog, continuia într-un, nu mai vor în lei, nu vor în valută, etc., etc. Și chestia asta, când mi s-a spus, eu eram prin lecție, credeți-mă că dacă s-ar fi desfăcut pământul, aș fi fugit așa, aș fi intrat în pământ, pur și simplu. Șansa mea a fost că a fost la sfârșit, m-am zis la director și a spus, băi, iată care e problema. Asta este, s-a întâmplat chestia asta. Nu se poate, ce se întâmplă școala asta? Sigur că în urmă aveam calculatorul, curgea fișierul pe adică lecția curgea pe fișier, la sfârșit se putea la DVD-ul. A fost șters acel... Și de atunci a început prigoana, 4 ani a durat toată lupta asta pentru îndepărtarea mea, pentru că ei, de acum am înțeles că există un pericol imens, că copiii pot vorbi în timpul lecției, pot să spun și lucruri care îi gândesc ei că n-ar trebui să fie cunoscute, dar ele sunt realități. Astea sunt lucruri. Ce cerem? Transparența actului didactic. Am vrea să fie... Asta cerem. Adică și noi, părinți, să vedem oricând. Se pune o cameră, da? De exemplu, într-o clasă, într-o sală de clasă, înseamnă ca și eu de acasă să pot vedea, sau de la serviciu, ce se întâmplă în timpul orei, da? Dacă copilul meu e atent, dacă profesorul își face cum trebuie. Asta nu se vede. Aici, de aceea s-a ajuns aici. Asta a fost și bătălia care am dat-o. Deci în momentul în care am instalat camera și a spus multe lucruri se pot limpezi. Corect. Nu mai putem da vina că copilul nu știe care a făcut nu știu ce. Profesorul nu știe ce a făcut. Corect. E clar, ai în fața ochilor tăi realitatea din clasă. Și atunci, vedeți, aici e toată parșivenia sistemului. Deci sistemul se apără cu strășnicie și spune nu. Pentru că mediocru, atenție ce vă spun, mediocru profesor, cu elevul adus în stare de mediocritate, fac echipă și mint părintele. Iar părintele este exploatată starea de aceea. Părintele nu-i place să-i se spună copilul nu știe. Dar nu știe, să cu slab, ca nu știu ce, nu știu cum. Și atunci, aici creează și primele momente de corupție, că primul pași ai corupției aici sunt în școală să fac. Atenție! În clipa în care copilul este adus în stare de neputință să facă față, începe, știi ce, vrei să treci clasa, trebuie să dai atât. Da? Poate că acum nu mai trebuie să dai, dar meditația. Aceea e forma pe față, Mihaela. Spune un om care știe despre ce e înăuntru. Tu n-ai fost pus în situația asta. Dar eu am fost pus în situația în care părintele mă căuta pe un alt coleg de-al meu, da? Ca să-i dea banul și cineva îi spune, ăsta e profesor, nu-l știa.
Și așa ați aflat că... Da, nu l-a aflat, aflat. Știam foarte multe. Dar n-aveați dovada... Da, și m-am zis, la el zis, du-te să-ți ia banul, că acum te caută cineva cu părintele. Asta e realitatea. Nu asigurată. Da, asta e realitatea. Nu, nu vorbesc. De aceea, ei ne mai pot. Și le spuneam, băi, te numați-o cu pișnița odată. Vă zdrobiți învățământul complet, l-ați făcut praf. Ei, aceste lucruri nu se vor. De aceea transparență. Cum vrei tu, Mihaela, să fii transparență? Dar acum durerea mare știi care este? Pentru că inclusiv proprii copii acelor din învățământ sunt victime a sistemului pe care îl gestionează. Da? Deci acum s-a întors ca un bumerang și totuși ne târâm așa și facem cum putem ca să treacă timpul. Dragilor, m-am întors la lecție că m-am în... Și oricum, de fiecare dată trebuie să mai spunem și asta, elevul e de vină, că nu e atent, că nu... Da. Niciodată... Deci profesorul n-are nicio vină, niciodată. Niciodată. Voi ați avut acum o chestie, au cerut camere de... Am cerut, noi toți părinții am dat... O, da, scris tot așa. Am cerut cameră la clasă. Pentru o înregistrare non-stop sau că e... Pentru înregistrare... Păi, dar alege și tu mai ușurică, că mai... Problema. Cea mai ușoară o alege. Bine. Gata. Trebuie să mă fac. De ce am vreau să mă alege? Ia să văd. Te zic. Am spus, a zis mai ușoară, mă ușoară. Hai, da. Da, dar are ce să fac dacă asta... Asta mi-e soarta, nu? Tot să mă... Ai tu un exercițiu? Eu am. Ai tu Iruna? Că tot veni vorba, da? Hai să vedem. Zi, Daria, să văd, eu știu tabla între timp. Trei frați și-au împărțit între 64 de abțivituri. Așa. Cel mare a luat 4 pe 8 din numărul de abțibilturi, cel mijlociu 4 pe 8 din rest, iar mezinul a luat abțibilturile rămase. Câte abțibilturi a luat fiecare copil? Niciodată. Crezi că am înțeles ceva? Se vede. Deci 64 de abțibilturi. Trei frați și-au luat, au împărțit. Deci total. 64 total, da? 64 au luat, da? 64. Cel mare. De jucăriune. Da, așa. Cel mare a luat 4 pe 8 din numărul de abțibilturi. Deci cel mare, primul, 4 pe 8? Din... Măi, dar nu-mi place 4 pe 8. Lăsați-l așa. Da? Și îmi place? De ce îmi place 4? Da, știi, se poate? Se poate simplificat. Adică cât poți? 2 pe 4. Adică mai mult? 1 pe 2. 1 pe 2. Deci egal cu 1 pe 2 din jucării. Cel mijlociu. 1 pe 2 din rest. Că tot 4 pe 8 era, da? Dania, am eu șmecheria mea. Uite, ia un segment. Astea sunt toate jucăriile. Da? Jucăriile toate. Și cel mare ia jumătate. Jumătate. Asta, de asta le ia primul. Acum, zic o dată. Și pe ce? Al doilea. Al doilea ia 4 pe 8 din rest. Adică ia jumătate. Ia jumătate din jumătate. Asta-i! Deci al doilea ia jumătate din ce-a rămas. Da, și ce-a adică rămas. Pentru al doilea Daria, hai să să-l notăm așa. Al doilea ia partea asta. Da? Și al treilea? Și al treilea ia ce-a mai rămas. Adică cât a mai rămas? Jumătate, cât a luat al treilea, al doilea. Corect. Așa, 64 împărțile în 4. Sau... De ce se împart la 4 pe 64? Deci... O bine spus cât e un rest din ala. Cât este un segment de ăsta, da? Jumătate din jumătate. Adică un sfert. 64 împărțile în 4. Dar ce tare e ideea.
Deci vrea să mă împartă pe 64 la 4, ca să vadă cât e o cățică de asta. 16. Cât vine? 64 împărțit la 4. 16. Egal cu 16, da. Și atunci unul e 16, adică cel mare a luat 16 pe 2, 32. 32, da? 16 pe 2. Și cei doi au luat 16. 16 și 16. Terminat, ai fost drăguț. Ai venit cu o problemă așa ca să mă... Da, da, putea să fie și o problemă mai urâtă. Păi, metoda grafică, da, pentru clasa a 5-a, 7-a, a 11-a. Păi, metoda grafică am făcut-o pe asta, da? Pentru clasa... 7-a, 11-a. A 7-a, 11-a. Hai să o facă ea acasă. E mai dificil, da? Noi, prin metoda asta grafică, ne-am priceput cel mai bine. Nu? Deci a spus, primul ia jumătate din ce vei. Dar foarte tare a fost că în loc de 4 optimi, aici a fost șmecheria, în loc de 4 optimi, am zis că o doimi. Cât de important este să știm să lucrăm cu fracții ireductibile? Dacă l-am așa, Miruna, e important să lucrăm cu fracții ireductibile? Da. Din ce motiv spune asta și zicetul Miruna? Ca să ne fie mai ușor nouă. Știu eu de ce. Da. De ce, Miruna? Că la o lucrare, să spunem, la un test, datorită faptului că n-ai lucrat pe fracții de acestea, ai lucrat cu fracții mari, cu tot mult timp și sigur că există și riscul greșelii. E acum înțeles că numai cu fracții ireductibile lucrăm. Cum ai văzut-o 4 pe 8, repede ai simplificat, maxim 1 pe 2. Și ce frumos a fost când zice că primul a luat o doime din tot întregul. Iar al doilea ia încă o doime din ce a rămas. A rămas jumătate, am împărțit-o în două și celălalt de al treilea ia restul. Și atunci s-au văzut că s-au format 4 segmente de acestea, am împărțit 64 în 4 și am văzut 16, nu așa? Și de acolo 16, 16 și 32. Și cu asta am făcut problema. Daria, mulțumită? Uh-huh. Nu mai prins să descoperi. A făcut-o. Am și eu probleme pentru tine, dar... Da. Acum tu, acum eu. Fi eu. Da? Da, și apoi și eu. Încă eu din nou. Vii tu iar din nou. Da. Daria, vreau pe... 9 la puterea 22 să-l scrii ca o sumă de două cuburi perfecte. Da, că dacă tu... Deci ca o sumă de două numere, de două cuburi perfecte. Să fie ceva la 3 sau ceva la 3. Domnul profesor, eu n-am învățat așa ceva. Păi da, da. Înveți acum. Dacă tu te pui cursul. Cursul? Păi da. Ai vrut tu să fii mai tare? N-ai, zici că n-ai învățat așa, nu? Dar să vezi cât e de scurt. Lăsați-mă să mă gândesc. Să te gândești. Miruna are o idee. Ia să vedem, Miruna. Luăm pe 9 și scriem ca o sumă de două cuburi? Da. Adică